Palatul Culturii Teodor Costescu este simbolul culturii severinene. Activitățile continuă, iar sala Clubul Artelor găzduiește o nouă expoziție de pictură semnată de Victor Lalu. În sala Clubul Artelor a Palatului Culturii Teodor Costescu, severinenii sunt așteptați la un nou vernisaj al artistului Victor Lalu cu tema fantezii în iulie. Este o expoziție florală, dar sunt picturi și cu o temă divină. Cum vedeți, la Palatul Culturii continuă activitățile culturale. Ne aflăm în sala Clubului Artelor și am avut vernisajul expoziției de pictură cu tema fantezii în iulie. Domnul Victor Lalu, artistul nostru de astăzi, este și un distins profesor care a format generații de elevi și vine în fața severinenilor cu o expoziție amplă, plină de culoare și care cuprinde, să zic așa, două teme. Dumnealui a expus și icoane, deci are și o temă divină, face un fel de punte între divin și între spirit și materie. Așa că severinenii au ce să vadă. Este o expoziție florală, în mare parte, și spun eu că vine și completează seria artiștilor notabili din orașul nostru. Expoziția este una multicoloră. Iubitorii de artă sunt așteptați în sala Clubul Artelor.